De-aia noi mergem pe lângă clădire, pipăim, de exemplu, așa aici, și noi știm că aici mergem fără probleme. Mergând în dreapta, poate să stea mașină sau știu ce. Dacă mașina e parcată aici, eu pe unde eu? Prin iarbă, prin... Ca domnul Pop Șpan Petru sunt mulți constanțeni, luptători și ambițios, a vrut să fie un exemplu și acum conduce Asociația Nevăzătorilor de la Constanța, de unde îi poate ajuta și pe ceilalți care împărtășesc problemele dânsului. În Constanța, noi am fost înființați în 1962 ca regiunea Dobrogea. Începând din 1967, am devenit filiala interjudețeană Constanța-Tulcea. În perioada anilor până în, la Revoluție, eram înregistrat circa 700 de nevăzători în filiala interjudețeană Constanța-Tulcea. Provocările vieții de nevăzători sunt multe, iar lupta pentru supraviețuire în oraș este una continuă. Pentru că da, și mașina peste mine și tramvaiul și mă descurc cum pot, dar asta e situația. Eram chiar la intersecția Baba Novac-Colț cu, nu știu exact strada aceea, la Institut de Marină, acolo. Pe Soveja, da, și acolo s-a întâmplat nenorocirea, dar asta e, mă descurc cum pot, încerc. La noi nu se respectă de către conducătorii auto, la traversatul străzii, bastonul alb. Vin, trec pe lângă tine, chiar pe trecerea de pieton, dar poți să treci unde nu e trecere de pieton, că nu-ți poți da seama dacă e sau nu trecere de pieton peste tot. Întrucât nu se poate nicăieri în lumea asta avea la toate trecerile de pietoni semafoare. Asta e sonorizare, ca să știm unii semaforul, să putem trece pe la locul marcat respectiv. Pe lângă problemele vieții de zi cu zi, acești oameni se mai lovesc și de ignoranța și răutatea celor care uită că un necaz se poate întâmpla oricui. Se uită la tine de parcă ar vedea nu știu ce, parcă l-ar vedea pe un extraterestru, nu pe... Până la urmă suntem oameni cu toții, dar... Echilibrul psihic și puterea de a merge mai departe le regăsesc în rândul celor dragi, dar și în refugiul asociației, care îi întâmpină mereu cu activități menite să le readucă zâmbetul pe buze. Aici l-am găsit și pe domnul Alexandru Papa, care își exprimă toată creativitatea prin muzică. Vă pasionează... O, da, da. Și pot spune, când și la muzicuță, cu vocea, la fluier, știți, din toate câte puțin să nu se supere nimeni. Puțină literatură, puțină muzică. Așa a reușit să câștige chiar și un trofeu la un concurs național, unde i-a impresionat pe oameni cu sensibilitatea sa. În cadrul asociației de la Constanța se găsesc și alte trofee câștigate de nevăzători în vaste domenii de activitate, de la sport la pictură sau literatură.